Proiectul de lege privind introducerea orelor de educație sanitară în școli a fost aprobat de Camera Deputaților. Asta înseamnă că elevii vor putea participa în cadrul acestor ore, dar numai cu acordul părinților sau ai tutorilor legali. Decizia stârnește reacții de tot felul în rândul dascălilor. Unii directori sunt de părere că în cadrul orelor de dirigenție sau al diverselor activități extracurriculare, elevii au parte de o astfel de educație, care include și educația sexuală, și nu sunt de acord cu introducerea acestei materii în programa școlară. Educația sexuală s-a făcut și până acum. Diriginții au avut în planul de desfășurare a lecțiilor de consiliere și asemenea teme de educație sexuală. Deci, din punctul nostru de vedere, nu e nimic nou. E o problemă complicată. Cred, părerea mea, că n-ar trebui introdusă ca o disciplină separată. Reprezentanții ONG-urilor de profil susțin această idee și spun că în urma activităților pe care le-au desfășurat în școli, feedback-ul venit din partea elevilor și a cadrelor didactice a fost unul pozitiv. Clubul Sor Optimist Slatina a implicat în activitățile de informare pe tema educației sexuale peste 600 de elevi din județul Olt. Copiii rămân după lecțiile noastre, după expunerile psihologilor, consilierilor, rămân și chiar solicită consilierilor pe probleme psihologice să meargă la cabinetul lor, pentru că expunerea este făcută de așa manieră încât copiii se simt foarte relaxați și este foarte clar că ei au probleme. Clubul Sor Optimist, prin membrele sale, investește timp în această idee. Peste 600 de copii au fost reînnoiți, atât din liceu, cât și din mediul gimnazial, clasele 6, 7, 8. Avem aprecierea cadrelor didactice, atât femei cât și bărbați, care consideră că acest proiect este foarte important pentru ca și copiii să înțeleagă importanța cunoașterii atât a anatomiei, dar și emoțiilor, părții psihologice care ține de relațiile interumane, să zicem, relația băieți-fetițe. Proiectul de lege privind introducerea orelor de educație sanitară în școli a trecut atât de Parlament cât și de Camera Deputaților, iar în acest moment se află pe masa președintelui României pentru a fi aprobat.